Semnal de alarmă la Spitalul Municipal din Pașcani, nou născuții sunt externați din maternitate fără a fi vaccinați împotriva tuberculozei. Situația este de la sfârșitul săptămânii trecute, iar până în prezent circa 10 bebeluși au plecat acasă vulnerabili în fața unei boli grave. La Spitalul de Urgențe din Pașcani de vineri nu se mai găsește vaccinul împotriva tuberculozei. Copiii care au părăsit maternitatea în aceste zile nu sunt imunizați și se pot îmbolnăvi mai repede. Această criză se datorează unei licitații întârziate de Ministerul Sănătății. Astfel s-a format o criză în aproape toată țara. Aceste seruri se administrează în primele zile de viață și îi protejează pe cei mici de boli. Este o situație care ne-a mai confruntat, întrucât vaccinul BCG este transmis prin program național de la Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică Iași. Deja s-au externat niște copii, niște noi născuți în această săptămână, însă este o problemă, repet, care s-a mai întâmplat. Situația ar putea dura încă 2 săptămâni. Până atunci, noile mămici care părăsesc spitalul cu bebeluși sunt trecute într-o bază de date. Când serul va ajunge la unitatea medicală, ele vor fi chemate pentru a duce micuții la vaccin. Noi avem datele lor de contact și în momentul în care primim vaccinul, chemăm copiii pentru vaccinare. Vaccinarea se poate face până în vârsta de 4 luni. Din primele informații, se pare că aceeași situație ar fi și la spitalul din Hârlău. Menționăm că serul poate fi administrat până la vârsta de 4 luni. Vaccinurile împotriva tuberculozei și hepatitei B sunt printre singurele care se află în programul de imunizare la nou-născuți. Reamintim faptul că România se află în topul țărilor cu cel mai mare număr de bolnavi cu TBC.